Aurel Varga, edilul din comuna Luizi Călugăra, rămâne 29 de zile după gratii. Decizia aparține celor de la judecătoria Bacău și a fost pronunțată joi după amiază, după ce miercuri primarul fusese reținut pentru 24 de ore. Distanța de profundă a parchetului pe lângă judecătoria Bacău, care s-a referit la infantul Varga Aurel, în baza 149 din cimul procedură penală, care 148 este de BF procedură penală, disciplinare s-a referit la infantului, Varga Aurel pentru o durată de 29 de zile, de la 12-12-23 până la 9-2014 inclusiv. Primarul este acuzat că timp de 3 ani ar fi prejudiciat comuna cu 1 milion de lei. Mai exact, procurorii spun că totul a început din 2010, pe vremea când Varga era doar consilier. În sarcina inculpatului s-a reținut faptul că în perioada 2010-2011, în calitate de consilier în cadrul Consiliului Local al Comunei Luizi Călugăra, i-a instigat pe primarul în exercițiu Funaru Mihai, pe directorul școlii numărul 1 Luizi Călugăra, numitul Ciurea Petru, precum și pe alți consilieri locali, să încheie contracte de lucrări cu 2 societăți comerciale cu obiect de activitate în domeniul construcțiilor civile, la prețuri supraevaluate și fără respectarea prevederilor ordonanței de urgență numărul 34 din 2006 privind atribuirea contractelor de achiziții publice. Ulterior au fost semnate procesele verbale de recepționare a lucrărilor, deși acestea nu erau realizate, în timp ce sumele achitate de către beneficiari au fost direcționate de către executanți în conturile unor persoane juridice la care îndeplinește funcția de administrator soția primarului. Anchetatorii spun că aceeași rețetă a fost aplicată și în 2012, de când Aurel Varga a fost ales primar al comunei, și de această dată sumele de bani au fost direcționate către 2 persoane juridice, ale căror administrator este soția sa. El a făcut foarte multe demersuri pentru recuperarea prejudiciului în luna noiembrie, aproximativ 500 de miliarde lei vechi, nu 500 miliarde, greșesc, 5 miliarde lei vechi, au fost acoperiți din prejudiciu, în jur de 3,8 miliarde s-au restituit și au intrat în contul primăriei și se poate confirma de organele de urmărire penală și de asemenea au fost finalizate și 2 lucrări. Pentru că ideea de bază era faptul că abuzul în serviciu care se reține constă în faptul că banii se plăteau anticipat și lucrările se efectuau după. Ordonanța 34 pe 2006 stabilește clar modalitatea în care se încheie aceste contracte de achiziții publice. Se pare că e vorba de lucrări la un teren de sport și la școala gimnazială din comună. Directorul școlii, acuzat și el în același dosar, nu a putut fi găsit. Angajații de la școală au spus că e plecat la inspectoratul școlar, însă nici urmă de el în instituția respectivă. Conform unor surse, se pare că o parte din bani, mai exact 510.000 de lei, ar fi fost recuperați în noiembrie, fie cash, fie prin realizare de lucrări la terenul de sport. Vestea că primarul va lipsi din primărie încă nu ajunsese în comună. Nu știu, doamna asta, nu știu eu asta. Chiar n-am auzit, nu știu. Cum era el așa ca primar? Bun gospodar, vă înțelegeați cu el? Da, sigur. V-ați fi așteptat să fi luat bani? Nu. Dar acum, dacă și-a făcut, a făcut-o pe pielea lui, că doar, deci nu este singura persoană din țara asta care face asemenea jonglerii. N-am auzit nimic, eu ce să zic, deci m-au luat și pe mine prin surprindere, nu știu ce să vă spun eu noastră că... Domnul primar a recunoscut comiterea faptelor în fața magistraților. E problema dânsul știe exact ce s-a întâmplat, eu nu cunosc situația, să știți. În cadrul aceluiași dosar în care primarul din Luizi Călugăra este acuzat de abuz în serviciu, instigare la fals în înscrisuri oficiale și instigare la fals intelectual, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și față de fostul primar al comunei Mihai Funaru, dar și față de directorul școlii gimnaziale Ciurea Petru. Pentru ei, procurorii au decis să ia măsura obligării de a nu părăsi țara.